Victor Hugo, Mizerabili, volumul 2, partea a treia, Marius, cartea a treia, Bunicul și nepotul. Capitolul 2, unul dintre strigoii roșii ai timpului. Cine ar fi trecut pe atunci prin orășelul Vernon și s-ar fi plimbat pe podul monumental, care, cum nădăjduim, va fi înlocuit în curând cu un oribil pod de fier, ar fi putut vedea, dacă și-ar fi aruncat privirea de la înălțimea parapetului, un bărbat de vreo 50 de ani, cu o șapcă de piele pe cap, îmbrăcat cu un pantalon și o haină de postav gros, cenușiu, pe care era cusut un petec gălbui, ce fusese cândva panglica roșie a legiunii de onoare, încălțat cu saboți, ars de soare, cu fața aproape neagră și cu părul alb, pe frunte cu urma unei răni adânci ce se întindea până pe obraz, încovoiat, gârbov, îmbătrânit înainte de vreme, plimbându-se mai toată ziua cu o cazma și un cosor în mână pe unul din acele peticele de pământ împrejmuite cu ziduri din vecinătatea podului și care, ca un lanț de terase, tivesc malul stâng al Senei. Fermecătoare locuri îngrădite, pline de flori și pe care le-am numit, dacă ar fi ceva mai mari, grădini, iar dacă ar fi mai mici, grădinițe. Fiecare avea de o parte râul, de cealaltă o casă. Omul în surtuc și saboți, de care am vorbit mai sus, locuia pe la 1817 pe fâșia cea mai îngustă de pământ și în casa cea mai sărăcăcioasă dintre toate. Trăia acolo retras și singur, în tăcere și lipsuri, cu o femeie nici tânără, nici bătrână, nici frumoasă, nici urâtă, nici sărancă, nici târgoviață, care îl slujea. Peticul de pământ, pe care îl numea grădina lui, era vestit în tot orașul pentru frumusețea florilor sale, florile erau singura lui îndeletnicire. Prin muncă și stăruință, cu băgare de seamă și multe găleți cu apă, izbutise să creeze pe urmele creatorului, adăugând unele dalii și lalele pe care natura le uitase. Era iscusit. O luase înaintea lui Solange Baden cu alcătuirea acelor mobilițe de pământ negru pentru cultivarea arbuștilor rari și de preț aduși din America și din China. Vara dis de dimineață îl puteai zări prin aleile grădiniței lui, sădind, tunzând, plivind, udând, pășind printre flori, stând nemișcat ore întregi, ascultând cântecul unei păsărele într-un copac, gunguritul unui copil într-o casă, cu ochii ațintiți pe vreun firicel de iarbă, pe vreun strop de rouă, pe care soarele îl preschimba în rubin. Pe masa lui foarte săracă era mai mult lapte decât vin, orice țânc putea face din el ce voia. Slujnica adesea îl certa, era atât de sfios încât părea sălbatic, ieșea rare ori în oraș și nu vedea pe nimeni în afară de săracii care îi băteau la ușă și de preotul lui, părintele Mabeuf, un bătrân cum se cade. Dacă însă oamenii de la oraș sau un străin, oricine ar fi fost el, erau doritori să-i vadă lalelele și trandafirii, el le deschidea surâzând. Acesta era tâlharul de pe Loire. Dacă cineva ar fi citit tot pe atunci memoriile militare, biografiile, monitorul și buletinele Marii Armate, ar fi fost izbit de un nume ce se repeta destul de des în acele pagini, Georges Pontmercy. Foarte tânăr acest Georges Pontmercy fusese soldat în regimentul din Saint-Ouen, izbucni revoluția. Regimentul din Saint-Ouen a făcut parte din armata Rinului. Vechile regimente își păstraseră numele provinciei lor, chiar după căderea monarhiei și abia în 1794 au fost regrupate. Pontmercy luptă la Spirey, la Worms, la Neustadt, la Turkheim, la Alzey, la Mayence, făcând parte din cei 200 care alcătuiau ariergarda lui Huchard. Ținu piept întregului corp de armată al prințului de Hesa, fiind dintre cei 12 care au rezistat în dosul vechiului meterez de la Odernacht și nu se retrase spre grosul armatei decât după ce tunul dușman făcu o spărtură de la creasta parapetului până la Taluz. Sub comanda lui Kléber a luptat la Marchenay și a luat parte la bătălia de la Mont Palissel,
unde un glonț de pușcă i-a sfărâmat brațul. Trecu pe urmă la granița Italiei și fu unul din cei 30 de grenadiri care apărară cu Joubert pasul de la Tend. Joubert fu făcut general adjunct, iar Pontmercy sublocotenent. A fost alături de Berthier în bătaia gloanțelor, în ziua aceea de la Lodi, care l-a făcut pe Bonaparte să spună: Berthier a fost în același timp tunar, cavalerist și grenadier. L-a văzut căzând la Novi pe fostul general Joubert, în clipa când acesta, cu sabia afară, striga înainte. Îmbarcat cu compania lui după cerințele războiului pe o corabie ușoară ce plecase din Genova spre nu știu care alt port mic de pe coastă, căzu într-un viespar de 7 sau 8 vase engleze. Comandantul genovez voia să arunce tunurile în mare, să ascundă soldații între cele două punți și să se strecoare prin întuneric, trecând drept navă de comerț. Pontmercy puse să se ridice tricolorul la catarg și trecu mândru în bătaia tunurilor de pe fregatele britanice. 20 de leghe mai departe, din ce în ce mai îndrăsneți, atacă și captură cu vasul său o corabie mare de transport engleză care ducea trupe în Sicilia, tixită de oameni și de cai. În 1805 făcu parte din acea divizie a lui Mahler, care smulse arhiducelui Ferdinand orașul Günzburg. În brațele sale căzu la Wettingen, sub o ploaie de gloanțe, colonelul Maupetit, rănit de moarte în fruntea celui de-al nouălea regiment de dragoni. Se distinse la Austerlitz în timpul acelui marș nemaipomenit executat sub focul dușmanului, când cavaleria gărzii imperiale ruse zdrobi un batalion al regimentului 4 de infanterie. Pontmercy fu dintre cei care îl răzbunară nemicind-o. Împăratul îi dădu crucea. Pontmercy îi văzu încercuiți rând pe rând pe Wimster în Mantua, pe Melas în Alexandria, pe Mach în Ulm. Făcu parte din al 8-lea corp a Marii Armate, comandat de Mortier, care cuceri Hamburgul. Apoi trecu în regimentul 55 de infanterie, care era fostul regiment de Flandra. La Eulă se afla în cimitirul în care viteazul capitan lui Hugo, unchiul autorului acestei cărți, se împotrivise singur cu compania sa de 83 de oameni timp de 2 ore atacului întregii armate dușmane. Pontmercy a fost unul din cei 3 luptători care au scăpat cu viața din acest cimitir. A luat parte la lupta de la Friedland, apoi a luptat la Moscova, Berezina, Lutzen, Bautzen, Dresda, Wachau, Leipzig și întrecătorile de la Gelnhausen. Pe urmă, la Montmirel, Château Thierry, Craon, pe malurile Marnei, la Aisne și în temuta poziție întărită de la Laon. La Arnay-le-Duc, pe când era capitan, a spintecat 10 cazaci ca să scape nu pe generalul său, ci un caporal. A fost ciuruit de gloanțe cu acest prilej și i s-au scos 27 de schije numai din brațul stâng. Cu 8 zile înainte de capitularea Parisului, făcuse schimb cu un camarad și intrase în cavalerie. Avea ceea ce se numea sub vechiul regim o mână dublă, adică îndemânarea de a mânui ca soldat deopotrivă sabia sau pușca și de a comanda ca ofițer un escadron sau un batalion. Din acest fel de îndemânare, desăvârșită prin educația militară, au ieșit unele trupe speciale, ca de pildă dragonii, care sunt călăreți și infanteriști totodată. Îl însoți pe Napoleon în insula Elba. La Waterloo era șef de escadron de cuirasieri în brigada Dubois. El a fost acela care a luat drapelul batalionului din Lunburg și l-a aruncat la picioarele împăratului. Era plin de sânge. Primise, pe când smulgea drapelul, o lovitură de sabie în obraz. Plin de mulțumire, împăratul îi strigă: te fac colonel, te fac baron, te fac ofițer al legiunii de onoare. Pontmercy răspunse: sire, vă mulțumesc din partea văduvei mele. Un ceas mai târziu cădea în râpa de la Ohain. Și acum să spunem cine era acest Georges Pontmercy. Era tâlharul de pe Loire. Câte ceva din viața lui am povestit și mai înainte. După Waterloo,
Scos, după cum ne amintim, din râpa de la Ohain, Pontmercy izbutise să ajungă din urmă armata și din ambulanță în ambulanță se târâse până la cantonamentul de pe Loire. Restaurația l-a scos la pensie cu solda pe jumătate, pe urmă i-a hotărât domiciliul la Vernon, adică l-a pus sub supraveghere. Regele Ludovic al XVIII-lea, anulând toate decretele date în timpul celor 100 de zile, nu-i recunoscuse nici calitatea de ofițer a legiunii de onoare, nici gradul de colonel, nici titlul de baron. El însă nu se iscălea altfel decât colonel baron Pontmercy. N-avea decât o singură haină albastră, veche, și nu ieșea niciodată fără să-și prindă pe ea rozeta de ofițer al legiunii de onoare. Procurorul regelui îi pusese în vedere că parchetul e îndrept să-l urmărească pentru port ilegal de decorații. Când înștiințarea aceasta îi fu adusă la cunoștință în chip aproape oficial, Pontmercy răspunse cu un zâmbet amar. Nu știu dacă nu mai înțeleg eu sau dacă dumneata nu mai vorbești franțuzește, ceea ce e sigur e că nu pricep nimic. 8 zile în șir a ieșit după aceea cu decorația pe piept. Nimeni n-a îndrăsnit să se atingă de el. De 2-3 ori, ministrul de război și generalul comandant al garnizoanei scrisese pe adresă domnului major Pontmercy. El înapoiase scrisorile nedeschise. Tot pe atunci, Napoleon la Sfânta Elena făcea la fel cu scrisorile lui Sir Hudson Lowe adresate generalului Bonaparte. Pontmercy ajunsese, îngăduiți-mi expresia, să scuipe la fel ca și împăratul său. La fel se întâmpla la Roma cu prizonierii cartaginezi care refuzau să-l salute pe Flaminius și care păstrau în ei ceva din sufletul lui Hannibal. Într-o dimineață îl întâlni pe procurorul regal pe o uliță din Vernon, se duse la el și îi spuse: domnule procuror regal, mi-a îngăduit să port cicatricea pe obraz? Afară de amărâta lui de jumătate de soldă, cuvenită gradului de șef de escadron, nu avea niciun venit. Luase cu chirie la Vernon cea mai mică locuință pe care o putuse găsi. Trăia acolo singur, așa cum am văzut. În timpul Imperiului, avură gazul între 2 războaie să se însoare cu domnișoara Gillenormand. Bătrânul burghez, jignit în sufletul lui, își dădu consimțământul oftând și spuse: iată la ce sunt constrânse și cele mai bune familii. În 1815, doamna de Pontmercy, ființa aleasă și vrednică de soțul ei în toate privințele, murise, lăsând un copil. Acest copil ar fi fost bucuria colonelului în singurătatea lui, dar bunicul își ceruse cu hotărâre nepotul, spunând că îl va desmoșteni dacă nu îl dă. Spre binele copilului, tatăl se învoise și, lipsit de zâmbetul lui, începuse să iubească florile. De altfel, nici nu voia să mai știe de nimic. Nici nu se împotrivea, nici nu uneltea, își împărțea gândurile între lucrurile nevinovate cu care se îndeletnicea acum și faptele mari pe care le săvârșise odinioară. Își petrecea timpul așteptând să înflorească o garoafă sau depănându-și amintirile de la Austerlitz. Domnul Gillenormand rupsese orice legătură cu ginerele lui. Pentru el, colonelul era un tâlhar, iar pentru colonel, socrul său era un zaharisit. Domnul Gillenormand nu vorbea niciodată de colonel decât ca să-și bată joc de baronia lui. Smulsese lui Pontmercy făgăduiala de a nu încerca niciodată să-și vadă fiul, nici să-i vorbească, sub amenințarea de a-l trimite înapoi, gonit și desmoștenit, dacă nu s-ar ține de cuvânt. Pentru familia Gillenormand, Pontmercy era un ciumat. Ei înțelegeau să-i crească copilul după placul lor. Colonelul greșise, poate, primind aceste condiții, dar se supuse în totul, crezând că face bine, de vreme ce se jertfește numai pe el. Moștenirea bătrânului Gillenormand nu era mare lucru, dar a domnișoarei Gillenormand nu era de disprețuit. Această mătușă, rămasă fată bătrână, era foarte bogată, de pe urmă maică-si, iar fiul surorii ei urma să o moștenească. Copilul, care se numea Marius, știa că are un tată, dar nimic mai mult. Nimeni nu-i pomenea de el. Totuși, în lumea în care îl ducea bunicul său, șoaptele, privirile și vorbele cu înțeles îi ajunseseră cu timpul la ureche, începuse să înțeleagă câte ceva. Și cum, încet, pe nesimțite, ideile și părerile în mijlocul cărora trăia, îi se strecurau și lui în suflet, ajunsese să nu se mai gândească la tatăl său decât cu rușine
și cu inima strânsă. În timp ce copilul creștea, colonelul pleca pe ascuns la Paris la 2-3 luni odată, ca un osândit scăpat din temniță și se ducea să pândească la Saint-Sulpice, clipa în care domnișoara Gillenormand îl ducea pe Marius la liturghie. Acolo, tremurând de teamă să nu-l zărească, mătușa, ascuns după un stâlp, nemișcat, își privea copilul, ținându-și răsuflarea. Acestui viteaz era frică de o fată bătrână. De aici pornise prietenia lui cu părintele Mabeuf, preotul din Vernon. Acest preot de ispravă era fratele unui epitrop de la Saint-Sulpice, care îl zărise în mai multe rânduri, cum îl sorbea din ochi pe copil. Îi văzuse cicatricea de pe obraz și lacrimile din ochi. Omul cu înfățișare atât de bărbătească și care plângea ca o femeie, îl tulburase. Chipul lui îi rămăsese în minte. Într-o zi, ducându-se la Vernon să-și vadă fratele, întâlni pe colonelul Pontmercy pe pod și îl recunoscu. Epitropul vorbi preotului despre acel om și împreună căutară un prilej pentru a-i face colonelului o vizită. Această vizită fu urmată de altele. Colonelul, la început foarte tăcut, până la urmă își deschise inima și așa ajunseră preotul și epitropul să afle toată povestea și pricina pentru care Pontmercy își jertfise fericirea ca să asigure viitorul odraslei lui. De atunci preotul îl respecta și îl iubea, iar colonelul, la rândul său, prinse dragoste de el. De altfel, nicio prietenie nu se încheagă mai strâns și mai ușor decât aceea dintre un preot bătrân și un bătrân ostaș, atunci când, din întâmplare, amândoi sunt buni și sinceri. La drept vorbind, fac parte dintr-unul și același fel de oameni, soldatul își închină viața patriei de pe pământ, preotul patriei din cer, altă deosebire nu e. De două ori pe an, la 1 ianuarie și de Sfântul Gheorghe, Marius se socotea dator să scrie tatălui său câte o scrisoare dictată de mătușă și copiată parcă după un formular. Era tot ce îngăduia domnul Gillenormand. Tatăl răspundea cu scrisori pline de duioșie pe care bunicul le vâra în buzunar, fără să le citească.